Am 62 de ani și odată ce credeam că viața mea s-a sfârșit acum 2 ani, eu am și 7 luni, Domnul a pus mâna pe viața mea și m-a vindecat. Am avut un vertij cervical, asta a fost ultima înainte de a veni eu aici la Philadelphia. Vertijul ăla m-a pus jos. Când îmi vinea vertijul ăla, când mi-a tăcat creierul, nu vă știu spune în termen medical, dar eram nu îmi pierdeam cunoștința, dar nu mai eram stare să mă țin. Numai pe targă mă ducea la ambulanță. Era ambulanța în vara aceea, de 2-3 ori m-a dus la spital. Și am ajuns de uitam orice și nu mai puteam să judec și am auzit doctorița, așa, asta se întâmplă, vertijul asta face la creier și am zis, pentru mine e gata. Într-o duminică am venit aici și era un frate străin din America, se ruga pentru bolnavi și am zis la Alina și vrea să se roage pentru mine. Dar nu cutezam să mă duc în față, că îmi părea prea departe dacă îmi vine criza asta. Și am zis, să vie oricine să roage pentru mine. Și a venit Nușa, soția lui Vali. Și s-a rugat pentru mine și a zis, am văzut, nu mă cunoștea nici ea. Am văzut palma Domnului pe creierul tău. Atunci am știut că ea nu știa de creierul meu și am plâns și am zis, ăsta e creierul meu. M-am rugat cu credință, am spus, Doamne, știu că Tu vindeci, că Tu ești vindecătorul și orice slăbiciune din trupul ei să plece și poruncesc acest trup să fie vindecat. Și Dumnezeu ne-a surprins, răspunde. El a făcut totul. El, mai noi ne-am pus la dispoziția Lui. Efectiv, Dumnezeu lucrează. Soția mea cumpăra medicamente de 4-5 de lei, 4-5 milioane de lei. Pentru vertij n-am mai luat niciun medicament altul. Pentru tensiune, pentru diabet le-am mai scos. Am avut 8 medicamente, am fost dependentă. Și le-am mai scos în luna septembrie, dar s-a acolo acasă. Nu le-am mai luat. Am văzut că Domnul a pus mâna și a vindecat pe soția. Spun adevărul, Hristos, nu mint, soția mea nu mai ia niciun medicament, niciun medicament. Punga cu medicamente este martoră care nu-i atinsă de 1 an și 7 luni. Dovedește faptul că Dumnezeu este la lucru și astăzi cu cei care își pun viața înaintea Domnului și se predau în întregime Domnului.